care își l-au mai ales în arte ale controlului, ale impunerii, ale forței, arte în general puțin mai agresive, din care s-au păstrat de asemenea unele elemente care foarte rar ne mai duc cu gândul către ceea ce ele au fost la modul original, de mult, de tot. Unul dintre cele mai simple moduri de a produce o puritate a minții și o creștere a frecvenței vibratorii a propriului nostru mental este acela de a opera cu anumite, zicem, cuvinte de putere sau cu anumite structurări fonematice, cu anumite silabe mantrice, deci cu anumite mantre, folosind chiar și unori anumite invocații, ele atunci produc, când sunt folosite consecvent, o anumită structurare a mentalului pe o frecvență vibratorie elevată. Orientul a știut cum să opereze profund, direct și foarte eficient în plan mental și a propus tehnici și metode care să producă această metamorfoză, această transformare la nivelul vibrației de fond a propriului mental și sigur că s-au folosit, mai ales în India, s-au folosit acele mantre sau invocații mantrice sau formule mantrice, așa cum v-am prezentat în cursul pe care l-am făcut despre mantra și despre japa mantra. Vreau să vă întreb în ce măsură dumneavoastră ați mai lucrat cu mantra Aum, în care ați primit și inițierea, și dacă ați intuit cumva faptul că operarea constantă cu această mantră chiar poate produce o modificare a vibrațiilor undice de fond a propriului nostru mental. Iar dacă nu ați lucrat, vă pot spune categoric că este metoda cea mai rapidă și eficientă de purificare la nivel mental. Deci, într-un mod foarte clar și foarte direct. Oricum, noi am făcut acum o discuție absolut liberă despre planul mental și cum este el influențat. Din punct de vedere formal însă, în orice practică spirituală autentică, se propun modalități de control asupra conținutului mental, asupra frecvenței vibratorii a minții noastre și metodele folosite adeseori integrează repetarea șoptită, murmurată sau mentală a unei formule mantrice, a unei invocații, a unei mantre scurte sau a unei rugăciuni. Spunem rugăciune la modul global, pentru că este vorba exact de același proces. A menține mintea focalizată preponderent asupra conținutului unei rugăciuni, a menține mentalul orientat asupra, exclusiv asupra unei formule mantrice sau unei mantre scurte, sigur că produce foarte rapid tragerea în bandă a propriului mental la acel nivel de forță, între ghilimele, de calitate vibratorie specifică acelei mantre. Și atunci propriul nostru mental poate intra în rezonanță cu sursa focar cu care acea mantră ne pune în rezonanță. Ori în cazul mantrei Aum, aceasta este chiar Supremul Creator, Supremul Absolut, Dumnezeu. Eu aceste lucruri vi le reamintesc pentru că noi le-am mai prezentat. Suntem în perioada de aprofundare și sigur că urmăresc să impulsionez, să retrezesc interesul față de ceea ce a fost prezentat. Deci, ați mai operat cu mantra? Ați mai lucrat japa yoga?
Nu prea. Ați mai făcut? Bine. Și Irina l-a făcut? Deci ați descoperit faptul că chiar apare o stare fiziologic bună când faci. Bun, e perfect. Dar este neapărat să folosim și rozariul? Câteodată nu Nu, folosesc și nu, doar nu. mă gândesc, mă concentrez la inspirație aici și spun un gând. Atâta este suficient? Bine, acum faceți în prealabil, vreți să dinamizați Ajna Chakra recurgând la respirație și pe urmă treceți și lucrați cu mantra Aum. E bună și varianta Respir aceasta. și în timpul ăsta inspir și zic aum, expir și zic aum. Adică o corelație În general nu este bine să faceți o nu? corelație acum între inspir și expir, chiar dacă uneori în mod spontan, de exemplu, când inspirați, emiteți mantra. Dar nu are rost neapărat să o mai emiteți și la expir, pentru că ar fi foarte destul de Am rapid. înțeles. Mai degrabă urmăriți să emiteți mantra și să aveți un moment de pauză între cele două emisii mentale ale mantrei, scufundându-vă în acea pace dintre două, să zicem, între inspir și expir, sau între două inspirații, sau între cele două emisii ale mantrei. Pentru că acolo chiar se produce un fenomen de suspendare a noastră, într-o stare de tăcere, de liniște, de pace. Și sigur că mentalul nostru începe să producă un anumit gen de unde cerebrale propice aprofundării meditației. În ultima instanță, să știți că Japa Mantra duce la o meditație foarte profundă. Japa Mantra cu Mantra Aum este celebră, este cunoscută ca fiind o modalitate tradițională, cunoscută și folosită de zeci și zeci de milioane de oameni pe tot globul. Deci nu se poate spune că este doar o chestie ce ține de, eu știu, specificul tradițional indian. Deci a opera cu mantra om este o modalitate foarte răspândită și în multe tradiții. În această cauză am oferit-o chiar în prima parte a acestui modulul întâi, pentru că este cunoscută, o găsiți prin cărți, doar modul de operare trebuie să-l cunoașteți și să fie folosit, sigur.